Atacurile liberalului Crin Antonescu la adresa copreședintelui de alianță, Victor Ponta, au stârnit un val de antipatie în rândul electoratului PSD. Deși cei doi lideri s-au împăcat acum, reacțiile socialdemocraților nu sunt dintre cele mai optimiste. Fostul președinte al PSD, Mircea Joană, spune că un public socialdemocrat invitat să voteze cu liberalii reprezentați de Crin Antonescu ar fi demotivat să meargă la vot. Cam aceeași părere o are și președintele PSD de la Giurgiu, ca o reacție a declarațiilor liberalilor giurgiuveni, cum că le-a fost greu să-i convingă pe oameni să-l voteze pe Nicolae Bădălău ca senator. Atitudinea domnului Crin este o atitudine greșită, pentru că electoratul ăla dur al PSD-ului e foarte greu ca la un moment dat eu să-l conving să-l mai voteze pe domnul Crin când domnul Crin spune că n-are nevoie de PSD. Cam asta era substanța declarației. Acum, vis-a-vis de ce spune domnul vicepreședinte, cum îl cheamă domnul Petcu, vreau să vă spun un lucru. Știu că le-a fost foarte greu în campania parlamentară ca să facă cetățenii să nu mă voteze. Alți lideri politici au declarat că singurul partid capabil să câștige singur alegerile este PSD, așa că lui Crin Antonescu i-ar fi extrem de greu fără susținerea socialdemocraților. Între timp, Antonescu a declarat că are nevoie de PSD pentru câștigarea alegerilor și că va face tot ce-i stă în putință ca USL să reziste.